Stimați cetățeni, la sutele de întrevederi care le-am avut cu dumneavoastră în diferite sate și orașe din toată țara, am discutat problema farmaciilor care nu mai sunt în sate în ultimii 30 de ani. Pentru a cumpăra cele mai necesare medicamente, omul este nevoit să meargă cu rutiera sau cu mașina în centru raional sau să meargă să le împrumute pe la vecini. Noi propunem o soluție clară. Am procurat această farmacie automată, am instalat-o la mine acasă ca să vă arăt dumneavoastră cum funcționează și că este o realitate și nu este un vis sau o promisiune goală, cum o fac alte partide. Dumneavoastră alegeți medicamentul de care aveți nevoie, îl achitați prin cash sau cu cardul bancar. Spre exemplu, alegem medicamentul numărul 44 și vedeți că medicamentul ales de dumneavoastră după achitare imediat pleacă în coș, de unde dumneavoastră deja îl colectați. Pentru bătrâni, aceste farmacii vor fi instalate în primărie în fiecare sat, unde după modificare legislației, secretarul primăriei va avea un adaus la salariu ca să-i ajute să-i deservească pe cei care sunt în vârstă. Uitați-vă cât e de simplu. După ce ați ales medicamentul, poftim, medicamentul este deja în mână la dumneavoastră. Și nu mai aveți nevoie să mergeți în centre raionale după farmacie sau să îmblați pe la vecini cu cerutul. Și eu vă promit că această farmacie automată va fi instalată în primăria fiecărui sat și oraș din Republica Moldova. Votăm Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.